Am da. Acum altceva. Eu m-am bătut cu Sandu, nu cu fractură la picior și am dovezi, am radiografie, am tot, da, tot, tot exact dat. Păi și eu m-am bătut, eram răcită jos. Hai să mai căutăm cu de ce a fost. A fost și cu asta vă. Pune mâna, ajunează-te să facem un meci de istorie. Și am câștigat. Să ne dăm 4-500 de pumni. Și să terminăm cu... Păi tu nu o să dai, eu nu o să primesc un pumn de la tine, mă. Păi e normal că te bat doar cu picioarele. Tu o să dai cu... Tu o să te bat singur. Băi, tu te bat singur, mă, face palimă. Bă, să-ți trăiască familia, să-ți trăiască familia și tot ce iubești. Ai mai vrut 1200 de oameni pe... Ai făcut acum 1200, că am intrat eu cu tine, mă, că tu n-ai 300. Păi da, ai dreptate, că până acum avem 1100, am făcut 100. Vezi? Are, are fratele tău, are mereu, că fratele tău e talentul la serie. Bă, l-am făcut să vă certați ca fraierii, ai văzut? Bă, nu ne-am certat ca fraierii, bă, ascultă-mă, te vezi cum vorbești, iar vorbești prost și iară te bat. Ce a făcut pichinezul, v-a făcut să vă certați ca fraierii. Nu tu, stai liniștit, ai făcut, bă, a plecat ai văzut pe la lume, bă. Ai văzut ce a făcut Jerry? N-are, bă, nimic dacă a intrat blondul cu băiatul ăla, că până la urmă să spun ceva. Dacă el s-a supărat pe mine, s-a supărat degeaba, dar el, bine că am clarificat cu el că l-a invitat băiatul ăsta, Alexandru Preda, să bată cu el, nu l-a invitat promotorul. Că dacă el îi zicea lui promotor, nu băi, mă bă cu el că tărăpinsul... Băi, promotorul i-a făcut și lui ofertă, stai cu minte, când a fost 2-2, i-a făcut și lui ofertă. A fost oferta, a fost făcută și pentru el. El n-a acceptat. Păi 2-2, că și mie mi-a făcut ofertă 2-2. Da, el n-a acceptat oferta aia de 2-2. Păi și ce, mă, sunt eu de vină, bă, frățiu? Nu ești tu de vină, el s-a ridicat la pretenții. Dacă ea nu le-a convenit, și eu le-am zis lui ea să mă bage main event, că mă bat cu nu știu ce, mi-a cerut să mă bat cu altul. Și le-am zis, dacă mă bagă main event, mă bat cu ăla. Și n-a vrut și am zis că nu mai mă bat cu ăla. Bă, nu comandăm noi cu ce să facem. Ei acolo, ei noi comandăm în cușcă. Noi nu putem să zic eu, dă-mi-l pe ăla sau dă-mi-l pe ăla. Eu sau tu, poate alții să zic, dar eu nu am. Asta nu înțelege lumea, că stă pe live, intri, faci 2-3, dar le intri pe și lumea începe, bate-te cu mine, bate-te cu mine. Pe unde vă să vă bat cu voi dacă nu vrea nimeni, mă, ce să vă, ce vreți să vă bată pe stradă? Așa mă invită și pe mine, jumătate țară, zici, bă, eu mă bat cu oricine, că la mine nu e problemă, bate, iau bătaie, eu tot ăla sunt, că n-am făcut prăduială, eu mă bat. Dar dacă nu-i acceptă, Elisebu, ce sunt eu de vină? Îi sun eu pe aia, vezi, alege-mi-l pe ăla sau... Ce este la fărnaie, bagă-mi și ceva în cameră, că e un vecin al meu, de la țară. Am văzut că s-o după la țară, după aia tot vrea să bată și ne-ai da, mă, vă aștept în par și ne batem în par. Dacă tot vreți băta, ne întâlnim în par, ne batem, după aia ne dăm mâna, aceea e. Dacă tot vreți să vă bateți cu mine, ne întâlnim într-un parc în București. Unde să te întâlnești, bă, în par, bă, băiatule, că dintr-o palmă și-a rupe ușii la miliție, ești demen la cap, ești demen. Le-am invitat în parc, uite, ți arăt 50 de persoane care am invitat, le-am dat, uite, vă veniți în parc și ne bate. Și n-a vrut niciun. Nu știu, băi, frate, ce cote ne-a dat, nu știu că noi am semnat, e ala cu două zile. Eu am semnat azi. Azi, eu am semnat ieri, ala ieri. Eu am semnat azi, așa că ne-aș de vedem în ring și lumea nu înțelege că ringul e ring, afară e afară. Poți să fii și prieten cu oricine. Păi, hai să mai dau un exemplu. Dacă trebuia în loc de blondul să fiu eu cu fratele și tu cu încă unul și zicea Elisev, bă, nu mai poți să-l bat pe Franctu să fiți voi doi și a doi, bate-te decât tu cu Alexandru Preda. Și eu ziceam, da, mă bat. Și acum ce făcea? S-a supărat fratele? Păi, ce faci, domnule, de ce te bați fără mine? Bă, bă, acolo e niște promotori, sunt niște oameni, ei se uită pe live-uri, pe videoclipuri, câte tap-tap-uri. Ai semnat un contract, ți-a plăcut să semnezi contractul, te-ai gândit că mai îți dă meciuri? Și normal, dacă ție îți place să te distrezi, pentru noi, eu nu cred că bătaia care, dacă ne bate în ring sau te bați sau mă bați, eu nu cred că asta o să plâng, măi, a doua zi. Mamă, m-a bătut ăla. Da, mă, dar multă lume nu înțelege, mă, mulți nu înțeleg treaba asta. Aia, fiecare cu treaba lor. Te vede că vorbești un pic cu ăla, gata, domnule, ce-ați prieteni, nu se bat. Ba da, mă, ringul-i ring. În ring nu ne cunoaștem. Băi, n-auzi ce ziceau mult că am făcut eu blacul, dar am blu. Pe cum să faci blat, bă, cu ochiul atâta, ține buni la cap? Păi nu știu ce blat s-a făcut acolo, că te-a bătut jumătate. Ce dracu blat să fac eu cu 1.20 cotă? Băi, dacă era blat, trebuia să mă bată blondul pe mine, cotă 3.60. Lasă-mă că și la mine au zis tot la fel, că s-a vândut Sandu, și-a vândut Sandu toată. Nu, frate, niciun blat, nici la băiatul ăsta, la aia a fost, n-a avut condiție, Sandu lung, și până la urmă a fost o repriză, frate, că poate în a doua repriză nu se știa, cum poți să știi, s-a bătut oamenii pe repriză, a câștigat omul, hai să-i dăm Cezarul ce al Cezarului. Da, hai să-l lăsăm, că e urât să vorbești, și mai bine, că ți-a arătat la gală, ce ți-a zis ăia, nu mai vorbim de Sandu, lasă pe Sandu.
Am trecut. Ce să nu vorbesc de ce te super că n-a avut omul condiție? N-a avut condiție și cu asta basta. Ce? Ce eu am avut condiție? M-am dus, am băut trei de la MMA, nu se dă îngrijiri medicale, ca să știi. În regulă de MMA, când au oprit meciul și dea îngrijiri medicale, se vede punctele, cine are mai multe puncte și el a câștigat. Ai înțeles? Nu, eu nu mă pricep. Al doilea, regulă de MMA, când îți dă cu pumnul în ceafă, oprește meciul. El mi-a dat 40 de puncte, 30 de puncte în ceafă. Am zis și lui Blondu, că e cealul Pitbull că i-am dat eu în ceafă. Băi, eu până să ridic pumnul, să-i dau el apătut deja. Uite-te că am pus eu filmare când mi-a dat Sandu 4-7 pumni în ceafă și pumni și Yamato era lângă el și s-a făcut că nu vede. Băi, așa i-am zis și nu s-a respectat. Că dacă s-a respectat, aveam 100% câștig meciul. Ați schimbat un pic regulamentul, n-ai auzit ce vorbea Blondul cu Pitbull-ul azi, că mi-a trimis cineva un video de la. N-am văzut. I-a zis, domnule, că mi-a dat piciul 3 pumni în ceapă. Și a zis, bă, am vorbit cu ăștia și a zis că voi nu sunteți profesioniști și că dacă nu-ți dă să nu se pune. Dar care e problema? Eu n-am apucat să-i dau cu el. Când am sărit pe el, el deja a bătut. Dacă te uiți într-o filmare, el deja a bătut. Băi. E ca, uite-te, îți dau eu altă filmare. Să vorbească, ce vorbește decât ăla de mine. Înseamnă că am valoare de vorbește lumea de mine, frățiorii mei. Dau eu altă filmare cu profesioniști. Băi, Alexandrule, noi nu suntem profesioniști, dar ei sunt altele. Și la amatori, și la începători, și la tot orice pumn înceapă să oprești. Da, frate, eu nu i-am dat, i-am dat cu pumnul, el a bătut, el apucase să bată. Da. Blondul l-ai bătut că a căzut singur pe jos. Ce vrei mâncați aici, gula ta? Dacă dă Steaua minutul 96 gol și câștigă cupa campionului, aia a fost golul. Ce vrei, mami? Am plecat și eu din spital de la perfuzie. A plecat portarul, a căzut portarul, ce-i dat gol? Dacă stânțul ăla a căzut, ăla s-a împiedicat. A căzut portarul, ce-i dat gol? Aia e, ce să dai? Am o victorie și cu tine două. Vă pup să fiți cu minți, frații mei. Ai o victorie, auzi? O să ai o victorie și un knockout. Nu există. Păi eu n-am. Bă, pe mine de ringul ăla nu poate să mai ia ori să câștig, ori să mor. Nu, ai knockout 100%. Fii cu minte. Bă, fii atent cum facem. Spune-mi cum vrei să începem, picioare sau pumn, ca să știu. Vedem genunchi. Nu e problemă, nu e problemă, că ducem, ne place bătaia. Nu duci, ce spun eu. Te-am văzut. Ce? Te-am văzut eu. Duci cu dăștia. Păi tu ce ai, mă, că tu ai, cât ai, 80 de kg, 90 de kg, 100 kg? Dar dăștia, ești nebun la cap, eu dau de tu ce vrea cu stau să-mi dai 20 de pumni, nu mă clintești. Băi, eu dau perfect unde trebuie, eu nu dau anapă, da. Dai. Hai, mă, nu rog, s-a terminat prima repriză, că... Băi, e greu, bă, eu m-am bătut. E greu. Ce vrei, frățiorul meu, așa e, vedem atunci. Am intrat în ring cu campionul mondial. Vedem atunci care este mai largă. Nu ce s-a făcut ca tine. Ca mine e greu, Mițule. Băi, eu am intrat cu campion mondial la MMA în ring, tu și vorbești. Ce campion, mai nebunit cu campion. Unde era sunt meciul alea care a intrat cu campion? Cine-i, mă, Sandu Lungu? Ce? Nici Sandu Lungu. Păi, pe cine a intrat cu 5-6 ani, frățiorul meu? Ce-a făcut? De ce n-a intrat acum 5-6 ani? Păi n-a acceptat provocarea. Când a făcut de provocare, eu am acceptat-o. Eu de 2 ani de zile stau, de un an de zile stau pe cap plus și îl provoc în continuu. Tu ai fugit pe acolo, l-ai obosit pe unde. Stai la bătaie dacă erai vânt. Asta a fost vrăjeala voastră, că l-am obosit. Păi n-ai fugit? Unde am fugit, mă, tu? Ce înseamnă fugă? Păi mâna, stai la bătaie să nu te prind că fugi, că eu nu te alerg, stau, te aștept. Păi atât îți trebuie. Problema care e? Bine că am vorbit cu oamenii ăștia, că auzi că oamenii ăștia că întrădacă i-a propus lui Eric. Păi fraților, nu i-a... Și când cine crezi că ai propus să se bată cu el? Tu! Păi oamenii ăia zis, bă, care bate... Nu i-am propus, stai, bă, că nu înțelegi nici tu, eu nu i-am propus lui. Păi el așa a zis, bă, că i-ai propus. Nu i-am propus, frate, să-ți arate unde i-am propus. Eu i-am zis, îți arăt filmarea când am vorbit cu el cu 1000 de euro și hai să-mi felul următor. Bă, acceptă măcar 1000 de euro pe minut să-ți dea, dacă tot te crezi mari doi. Acceptă 1000 de euro pe minut și vorbesc cu ea să intrăm 2 la 2. Să accepti 1000 de euro pe minut. Cine a vrut? Nu i-a zis nimeni, băi, hai să mă bat doar cu tine că pierd. Hai să spun ceva, până la urmă are și Dan dreptate. Până la urmă nu poate să-i zică, să-i impună cineva, că să-i dacă omul vrea un preț. Nu, păi și eu asta i-am zis, mă, dacă tu nu accepti cât vor, ăia o să facă alt meci. Da, mă, dar uite că din cauza asta nu l-a mai băgat în meci și a picat pe mine. M-a scos pe mine, țapii sfârșitor. Fuierza, te pup, băi. Bă, ce rău îmi pare că v-ați certat, bă, că mai pot de spărare. Nu-mi certat, mă, dar... Bă, nu mai certat, i-am dat potenta la oameni. Da, m-am și plâns aseară. Uite, stau acum, nu știu să dor de spărare. Bă, ai plâns, mai plâns, dar o să plângi. Să vezi voi cu tine, după meci. Dacă bă, fii atent.
Să ți deci ai pe care mi-ai ăia, auzi, ce ei ăștia care sunt pe lângă tine? L-ai provocat. L-ai provocat și ai vrut să te mai bați cu el. Pe cine, mă? Dan Blondu. Dacă tu l-ai provocat, el a zis că te-a refuzat, că dacă vrea să bată cu tine, să ținea meciul. Spune tu în direct dacă să ținea meciul cu tine și cu el. Nu a fost vorba să mă bat doar cu el. A păi fost vorba lui, auzi, a fost vorba lui așa de la început, după meciul cu Sandu Lungu, a fost vorba așa. Băi, te bați dacă vrei să dă atâta, te bați cu Piciu sau cu Dan Blondu după meci, dacă vrei. Așa mi s-a zis și mie înainte de Blondu. Asta a fost la început. Și după aia eu când am văzut că v-ați împrietenit, i-am zis lui Blondu, băi, ia-l și pe Piciu, că mi-au și unul și te batem 2 la 2, mai bine. Bă, bine că ai intrat aici și ai clarificat treburile, că oamenii ăștia a înțeles altele, înțelesese altele. Acum bine că... Deci ca să știți, frate, că nu l-a sunat nimeni de la Eric Steff, Dan Blondu, să bată el singur cu Preda. Că el așa a zis că l-a sunat să bată el cu Preda și el a refuzat și eu am halit, am plecat pe fenta la aia și eu am halit să mă bat eu cu Preda. Nu e adevărat. I-a văzut la gal acolo, a văzut că ne certam și la gal acolo și a zis, dacă tot vă certați, ia bateți-vă, mă. Aia a fost problema, asta mi-a zis și Paru. Trebuia să vină și el la gala aia lui frate. Mi-a zis la gala acolo, bă, am văzut că tot ai ceva cu Piciu. Zic, da, bă, dar nu-mi place mie, zici că-i țăran de la am zis că nu-mi place de tine. De aia a fost toată problema. Da, bă, hai că vorbim atunci și cu ei. Și a văzut că și tu vorbești de tine, ia bate-mă pe ăștia. Să spun și eu ceva, adevărul. Oamenii se uită la vizualizări, să vede câtă lume ai pe live. Nu te bagă, bă, de capul tău niciodată. E adevărat? Băi, nu știu. Deci nu poți să-l vezi pe unul de 100 de urmăritori. Eu sunt singurul care n-am avut vizualizări, băi. Știi câți oameni aveam eu pe 800? 800 de ce? 800 de urmăritori. Da, 800, da. Ai înțeles? Deci nu e nici așa să te bagă, vezi, doamne, după urmăritori. Te bagă după mine, cum s-a băgat cu ăla? Mai sunt și excepții, dar majoritatea trebuie să ai. Eu am fost singura excepție de Neri, ce fi cel mai nebun meci. N-a crezut nimeni. Bă, ce să mai zic, are dreptate Blondu, ai blat. Am blat, da. Am blat mare. Bă, nu mă, dar el mi-a zis mie că i-ai zis tu să bată cu tine și că de el dacă accepta să punea meci. I-a zis, bă, nu are omul nicio putere Alexandru Preda. Sebastian e acolo promotor. Chiar dacă i-aș fi zis eu, vorbata, dacă i-aș fi zis eu, nu fac eu meciurile. Bă, ții minte la când s-a bătut frate, ai bă ce faci, nu mai ne batem cu tare ce ne-am vorbit noi acolo și ne-a zis lumea nu mai să ține niciun meci. Păi n-a venit, da bine și ne-a zis, nu să mai face nimic. Bă, nu mai, vedeți-vă treaba, bață că nu mai vă bateți. Aie frate, zic, mă bat în decembrie când o fi cu altul sau tot cu el, nu e problemă când îmi dați meci. A trebuit să mă supăr pe oamenii ăia, eu. Nu mă, ei ne-a băgat pe noi acum pentru că a văzut că ne certăm pe acolo, pe la gală, că tot ne făceam mișo unul de altul. A văzut că tot ne înțepăm, tot ne aia și ce a zis, ia bagă-i mă pe așa, dacă tot să înțeapă, măcar să-i training. Da, bă, dar uite că e lumea, nu mă așteptam, bă, bă. Păi ce să mai zic de dușman, bă, dacă de la un prieten mâncat să supără degeaba? Ce pretenții să mai ai? Nu știu, mă, prietenul tău, voi știți mai bine. Nu zic neapărat de el, zic așa în general. Eu v-am aruncat osul și n-am știut să-l împărțiți. Stingeți lumina, că băi de ce mai... Nu are nimic, așa închidă, aceam 1000 de oameni, închidă. Oricum, după meci, nu o să-i pară rău că n-a dus apă, tot o să vezi.